Borșa și bine m-am găsit la proful meu cu exerciții de matematică. Așa, bine vedem și Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Da, facem din asta o practică. Că de regulă, neavând, să spunem, experiența asta, așa o făceau bătrânii înainte să salta numai și mai mult. Hristos a înviat, iată că noi uităm o dată. Deci să facem rezolvarea testului, nu? Da, da. Deci rezolvarea. Testului. De la Colegiul Național Gheorghe Brânzeanu din Bacău. De la Colegiul Internațional. Brânzeanu. Așa, dar avem subiectul, să vedem, să încercăm să-l gândim. Deci, o prima problemă. Da. Un număr de cărți trebuie distribuite elevilor unei clase. Așa. Dacă fiecare primește câte două cărți. Deci, problema 1, nu? Un număr de cărți. Da. Se distribuie elevilor unei clase. Se distribuie elevilor unei clase. Unei clase. Da. Dacă fiecare primește câte două cărți, rămân 15 nedistribuite. Deci dacă s-ar da... Fiecare elev primește două cărți. Două. Dacă fiecare ar primi două cărți, atunci ar rămâne... 15 nedistribuite. 15 ne... Atunci ar rămâne 15 nedistribuite. Dacă li s-a dat... Dacă li se dă câte... Dacă se distribuie câte 4 cărți... 4 cărți... Atunci, un elev ar primi doar 3. Un elev... A primi doar trei cărți. Și 11 elevi nu vor primi nicio carte. Și 11 nu vor primi. A. Câți elevi și câte cărți? Câți elevi și câte cărți trebuie. Problemă clasică. Da. Da? Deci câte cărți? Și câți elevi sunt în clasă? Davide, noi împreună trebuie să facem. Da? Că Daria a avut subiectul, cred că l-a zubărtit, l-a sucit, ea... Ea deja l-a făcut acasă, pentru că acolo s-a blocat, n-a făcut nimic. La asta? S-a blocat la tot, n-a făcut nimic la matematică. S-a blocat, a început să plângă, a ieșit plângând din clasă, a fost blanc și n-a mai făcut nimic de aia. Deci la matematică n-a obținut decât 4 puncte din 4 și n-a făcut nimic. După primul exercițiu, nici acolo n-a obținut 5 puncte. N-a făcut nimic. Acum, haide să, o să discut eu cu Daria. Povestea este că Daria, că eu am sesizat această tendință ta. Dacă nu ai priză la prima citire, plângi. Dar nu asta e soluția. Da. Deci acest mod de al reacționării este cu toată și cu totul neindicat, ce să mai zic. Hai să vedem, Davide. Deci împreună acum ne batem capul noi amândoi. Eram ai făcut? Hai, cum ai făcut, mă? Așa. Dar cum ai făcut? Ușor. Zi-mi. Păi hai să vă explic. Deci,
Nu ne imaginăm că dăm un copil, au doi au fiecare 7 copii, au câte 2 cărți. 7? E da. Pe 7. Da, și are 15 cărți, le mai dăm la cei care aveau doar 2 cărți. Da, da, pleacă după cum scrie în barem, dar asta nu e, asta e rezolvarea din barem. Nu, eu nu... Din baremul de corectare așa scrie, știți? El a avut subiectele și baremul și soluțiile și pleacă exact rezolvarea da, de acolo. Dar eu vreau să încerc să văd, să înțeleg, că nu înțeleg nimic acum. Deci, să înțelegem așa, sunt un număr de copii, da? Un număr de copii, nu știu câți. Asta, nu știu. Îi fac, uite, uite, căsuții ele niște. Da? Un număr de copii. Așa am făcut și eu, doamnă profesor, prima dată, n-am și dau câte? Două. Câte două? La fiecare. Deci, pun două liniuți la fiecare. Și așa mai departe, două liniuți. Da? Și îmi rămân în continuare 15 cărți. Era problema aia de stil. Dar ce-o problemă de asta, mă, dar... Deci rămân 15 cărți. Când rămâneau acolo, faceți dumneavoastră 15 beții și câteva să dați. Da. Deci trebuie să încerc ceva. Da? 15 cărți rămân nedistribuite. Da. Dacă le dau câte 4, adică la cele două mai adaug 2. Adică aia cu care... Atenție! Deci la cele două care sunt deja date, eu mai trebuie să dau câte 2 corect, în plus ca să ajung la 4. Corect, da. De acord? Da, de dacă mai dau câte 2, încep să dau din ce am în plus. Ce am în plus, Davide? 15 cărți. 15 cărți. Dar nu, profesor, mă gândesc copii, dacă spune atunci că 11 copii au rămas fără cărți. Lasă-mă acolo. Păi stai că mai ai până acolo. Mă, Davide, de ce sar peste gal, dincolo de problemă? Să-ți vedem concret cum poate face. Deci, Davide, ei sunt câți ori fi, habar n-am. 15 le-am, când am dat câte 2, 15 copii, 15 cărți le-am în plus. Da? 15 cărți am în plus. Acum, Davide, nu ești lângă problema. Tu te gândești la soluția care o ai tu acolo. Dar te vreau lângă mine, vreau să urmărești problema. Vezi cum gândesc eu acum, că eu sunt în fața problemei pentru prima dată. Eu nu știu barem, nu știu nimic. La nu știu prima citire. La prima citire și vreau să mă descurc. Cum trebuie să plecați voi în gândire și în... Și Daria la fel, că nici deci, eu Daria, acum și cu tine, hai să uităm de exact. Casă, să mai uităm, o să mai stăm de vorbă. Nu-i decât un singur lucru. Trebuie să ne auto-instruim, să ne auto-cenzurăm în stilul de a proceda, că greșim. Davide, ești lângă mine, da? Deci, eu spun așa, că 15 cărți le aveam în plus. Și acum încep să distribui câte 4, adică mai, la alea 2 care le-am dat, mai dau încă 2. Davide, din cele 15, da? Da. Câte mai dăgând de încă 2, câte 2. O să le pun cu altă culoare. Deci mai punem încă 2, le pun aici. Mai pun încă 2 din cele 15. Da. Mai pun încă 2. Câți copii am să completez eu? Scot 2 de fiecare ori, o să completez 7 copii. 7 copii. 7 căsuți fac. Și la un copil, cum spuneam, problema o să-i dau doar un bețișor și o să aibă 3 cărți. Excelent! Fii atent! Sunt foarte, foarte pregătit să fac problema cât se poate de corect. Deci cât? 2, 4, 6 și încă 1, 7. Deci am lor le-am dat câte 2 înainte, vin acum și adaug astea 2 la 7 copii. Și am consumat câte din cele în plus? Câte am consumat? Din cele rămase. Din cele rămase. Câte? 14. Mai am încă una. Da? O carte ca să o consum și pe aceea. O dau celui de-a optelea. Da? Celui de-a optelea eu dau. El avea înainte 2. Eu dau pe asta. Da? Și are 3, cu unul o să aibă 3. Și unul are 3. Și am terminat cu cele 15.
Bun. Și rămân acum, 11 copii. Acum, fiindcă rămân 11 care nu au cărți, înseamnă că lor care le dădusem câte două, le-am dat câte două la toți, da? Da. Față, toți sau două? Toți, câte două. A, domn profesor, știți cum acum am șmecheria. Știți cum mă gândesc acum? Ăia care, ăia 11 care nu mai au cărți, i-au ștat pe ăștia mai mici ca să aibă ei 4 cărți. Atenție, ăia 11, da, care au avut câte două, da, faptul că nu mai au cărți, da, nu o să mai aibă. Da, or... Deci câte cărți mai rămân, mai apar la distribuire? 22. 22 de cărți. Asta e foarte tare. 22 de cărți, acum din nou trebuie să le distribui. Plus încă 7 copii care erau. Că lasă-mă, lasă-mă, că am terminat povestea cu 7 ăștia. De uite, și cu, și cu 3. 7 și cu 3, ăsta... Adică, dar eu încă 11 copii, câte două cărți? Adică dăm de acum la alți 11 copii, încă câte două cărți. Deci, în continuare, în continuare, eu am să șterg aici, și am să mai desenez, după ce vă l-am pe ăsta cu trei, am să desenez câți copii încă, obligatoriu, câți cari? 11, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 copii. Și... ăștia la alții, deci încă 11 copii au câte două, au câte două, din și prima tură. Corect, da. Și încă 11. Și încă 11, și la care, pe care îi las fără nimic, corect, le iau. Corect. Iau pe alea. 1, 2, 11. Iată ce am făcut. Acești 11 rămân fără nimic, fiindcă astea două care le aveau ei din prima fază, viu și le dau la ăștia, da? Care fac pat. Care erau mai săraci. Care aveau câte două de așa, da? Și atât cât le-am dat câte... Să fie doi. Păi ca să aflăm cărțile ușor. Păi, nu, elevii, câți sunt? Câți elevii? 11 plus 7 plus 1. 11 plus 11 plus 7 plus 1, sigur că da. 11 plus 11 plus 7 plus 1. Domn profesor, mi-a explicat-o cu chibrit. Am luat-o cu creții, mi-a când mi-am amintit asta. Da, facem într-un fel ca să fie... Să plecăm în rezolvare. Să plecăm, să ne intrăm în problemă. Deci, în clipa în care stați pe deasupra și stați, intrați în panică, ratați. Deci nu, eu m-am străduit de fiecare dată. Nu e aici, n-am nimerit de aici, așa că... Așa. Alo. Da? Sunt lecții de matematică. Doar nu pot să fac acum, nu răspund, după ora 10 răspund pentru azi. Domnule, stau în lecții, pot să întrerup lecția de matematică? De ce nu înțelegeți? Vă rog, da, bine. După ora 10. Bine, la revedere. Da, deci a fost esențial, esențial a fost aici, să înțelegeți, dragilor, că am șansa să gândesc practic problema. Deci, nu am altă posibilitate pentru început. Dar dacă îmi vine ideea asta să materializez conținutul problemei și să pot să figurez, da? Să figurez, să văd cum anume arată, sigur că plec în problemă. Deci ce am făcut acolo? Am pus un număr de copii. Nu știam câți. Le-am pus câte două. Câte două la toți copiii. Am sesizat că au rămas 15. Vorbește în problemă că urmează după asta să dau câte 4. Dau din cele care mi-au rămas. Alea 15. Și dăm câte două, acopăr 7 copii și mi-i rămâne o carte, înseamnă că pe al 8-lea
îl prind cu trei cărți, nu? Două și că trei. Și acum, partea a doua problemei. Dacă rămân... Dacă le dau câte patru. Dacă rămân 11 copii, da? Dacă rămân 11 copii fără nimic, în varianta care le-am dat câte patru, înseamnă că ei avuseseră două ori în distribuția inițială. De aia vreau să se 15, când am dat la toți copiii. Apoi, acum, faptul că nu mai primesc nimic, ei de parcă le-aș lua lor cărțile acelea. 11 copii fără nimic, 11 ori 2, 22. Cum dau câte două cărți ca să completeze, mai completez deci cu încă 11 copii, nu? Iau de la 11 care rămân, încă 11 completez. Și atunci numărul total al copiilor este, cum am spus, 7 plus 1 plus 11 plus 11. Adică 30. Adică 30 facem total. Da. Iar numărul cărților... Care? 70, normal că e 70, 60 de copii. Adică de exemplu, când gândesc în prima fază, 60 care rămân nedistribuite, ce ușor e problema, nu? Da, recunosc deci... că dacă eram la test, nu făceam. Da, de ce? Oare de ce? Că mă duceam pe... Nu mă duceam direct. Eu sunt pe... Nu. O să așa, x ori 2... Oricât m-am străduit eu în toată dialogul care l-a făcut în un an de zile, rămâneți tributar variantei de la învățător. Acolo când voi ați dat, l-am adunat sau l-am scăzut, l-am înmulțit și o dat rezultatul, nu te-a mai interesat, asta e fantastic. Vedeți cât de greu se schimbă un copil dacă el are reflexul acela, dacă are lipsa de raționament. Numai rezultatul contează. Atât nu contează. Nu știu ce să da. Foarte multe ori. Da. Nu mă interesează să văd care e raționamentul. Și pentru... da. Asta e marea hibă. De ce suntem în stadiul ăsta? Da. Deci, eu nu vă spun că toată bătălia pe care am dus-o, ori de câte m-am întâlnit cu copiii aici, în partea asta de jos, este această lipsă de... forță în gândire, de puterea de a raționa în fața unei probleme. Eu am vrut să vă zic, într-adevăr, așa, eu am făcut-o și eu, dar exact cum ați făcut-o dumneavoastră, așa mi-a explicat-o, zic, de ce n-ai putut să pleci așa, să gândești? Făceai un număr pe copii, nu știai câți, le dai câte două cărți, rămâneau 15 nedistribuite. Problema era foarte ușoară, numai că eu vorbeam singură, ea nu mai aveam cu cine discuta, era blanc, da. Plângea și nu știa nimic. După aceea m-am uitat pe barem, eu am fost șocată de faptul că i-am făcut nimic. Mi-am revenit de astăzi, eu nu prea am fost. Dă-mi și un pic baremul ăla. Și văd că sunt, ce m-a șocat domnul profesor, e că ei totuși țin cont de niște pași care trebuie respectați în tocmai dacă vrei să iei punctajul maxim. Adică una e să dai rezolvarea corectă a problemei în felul tău și alta este să o dai așa cum își cer ei. Ei iau și orice altă variantă în calcul dacă ții cont de niște etape. Dacă nu, nu iei punctaj maxim chiar dacă ai rezolvat corect. Este numai un lucru care nu prea sunt încântat de modul și la, de exemplu, la această problemă trebuia să faci așa, ca să iei 5 puncte. Să zici că cele 15 copii sunt, cele 15 cărți sunt împărțite, așa începe rezolvarea. Da. Cele 15 cărți sunt împărțite câte 2 la 7 elevi și un elev și, și una la un elev. 5 puncte luai pentru asta, dacă scrie asta. Da, e corect. Așa pleacă în rezolvare. Prima etapă. Da, prima etapă. Am gândit tot la fel. Am gândit, dacă nu o scrii așa, observ că 7 elevi primesc din cei 15 nedistribuite, da? Deci cele 15 cărți nedistribuite sunt împărțite 2 la 7 elevi și 1 la 1 elev. 5 puncte primeai pentru asta. Corect. Dacă nu scrie așa? Nu scrie, nu primeai. Păi da, trebuia să scrie asta. Că doar asta am și făcut. Observăm că cele 15 cărți... Ce ai făcut corectorul, că ai făcut 5 limite, 2, 4... Cele 15 cărți, descrie în cuvinte chestia asta, nu că ai făcut tu liniuțele acelea. Sau cred că este la fel de corect dacă scrieau 15 egal cu 7 ori 2 plus 1. Practic e aceeași... Da, dar nu trebuie să scrie acolo chestia asta. Ce ai făcut? Observăm că... Atenție, observăm că... Deci trebuie să scrieți, dacă nu... Au rămas în cuvinte, observăm că... V-am mai spus de atâtea ori. Este nevoie să scriem în cuvinte modul în care am gândit. Am gândit. A scris? Observăm că... N-a luat nimeni 100 de puncte. Să nu credeți că s-a luat vreo 100 de puncte. A intrat cu 66, ultima notă,
Nu s-a luat 96, a fost prima notă. 960 m-a venit. Din da. Cele 100 și la română și la matematică. Da, 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 da. Da, da. De ce din oficiu? Deci, tocmai din, din cauza acestor etape care copiii, chiar dacă au rezolvat corect, dacă n-au, de exemplu, la un exercițiu simplu de 5 puncte, dar i-a primit 4, deși i-a dat 5. Dar a sărit o etapă, un rând. Și pentru că a sărit un rând în rezolvare, la un exercițiu, i-a dat, a primit un punct. Ca să înțelegeți de ce ei vor așa. Nu, nu că vor așa. Perfect. Nu perfect. Nu că vor așa. Vor, ceea ce și eu am spus-o de atâtea ori, să constatăm, să vedem dacă el are o logică în elaborarea raționamentului respectiv. Okay. Dacă are început și sfârșit, dacă are parcurs și toți pașii aceia. Corect. Dacă nu e o întâmplare, 7, 15 egal cu 2 ori 7 plus 1. Nu mă interesează asta. 15 egal 2 ori 7 plus 1, nu știu. Practic nu zici aceeași chestie că cele 15 că sunt împărțite de la câte 2 ori 7 egal plus 1? Trebuie spus acolo că 15 egal cu 2 ori 7 plus 1 nu mă interesează. În cuvinte, observăm că le cele 15 cărți. Ați înțeles, copii, da? Trebuie esențial, distribuite, nu? Câte 2 la fiecare, deci acoperim 7 copii, da? Deci acoperim 7 copii și ne rămâne unul, o carte pe care, în cuvinte spune, ne rămâne o carte pe care o dăm celui de-a 8-a. Cum avea două, iată-l pe ăsta cu trei. L-am fixat. Că un copil da. Trebuie să aibă trei. După aceea, pentru alte 5 puncte, 11 elevi dau propriile cărți câte unui coleg care face astfel 4 cărți. 5 puncte. Păi corect! Așa am și gândit-o, corect. Păi da, exact ce... Trebuie să scrieți, vedeți, etapă pe etapă tot ce am gândit. Trebuie scris. Am mai spus-o, nu? Că m-ați mă întrebat în... Mai multe rânduri da, da. Ce facem mai? Scriem cum am gândit, ca să vedem, să apară o lindă. Mulțumesc. După aceea, pentru 3 puncte, numărul de elevi este 7 plus 1 plus 11 plus 11. Corect. După aceea, numărul de cărți este 2 ori 30 plus 15, 75 și iar primeai punctajul maxim. Deci, numărul de elevi este, da? 2 puncte. 7 plus 1 plus 11 și plus 11. Așa trebuie spus, da? Etapă cu etapă, așa. Este, două puncte. 7 plus 1 plus 11 și plus 11. Și egal cu cât ai spus? 30. 30. De restul, numărul de cărți este. Aici ar și fac observați, trebuie să spun. Când eu încercam și spuneam, scriem copii, nu știu ce, nu știu, fiecare făcea ce vrea. Exact. Da? David, mă opresc la tine, spre 2 de U. Aha. 2 de U legat. Adică, în momentul în care refuz să faci ceea ce eu cer cu insistență, nu faci decât să fii victimă mâine. Deci, am luat fi cum dați da. Deci, numărul de cărți este, cum zicem? Cum zicem la numărul de cărți, Daria? 30. Da? 30. 30 ori 2 plus 15. 30 ori 2 plus 15. Da? Plus 15. Egal cu 75. Și cu asta am redactat, nu? Dar și prima, a doua, prima și a doua etapă trebuia scrisă. Erau de 5 și 5. Da, n-a fost o problemă dificilă. Acum, cred că am putea o face și algebric. Să încercăm algebric? Ar fi un pic, să vedem dacă îi dă ciodarul Darie. El a încercat algebric. El a încercat algebric, dar nu i-a ieșit Darie. Ia să zicem așa. Notăm. Cu X, numărul de ele. Da? Notăm cu X, numărul de ele. Și notăm cu Y, numărul de cărți. Așa cum și eu. Da? Domnul profesor, puteți să notăm cu A, ca să nu fie cu A și cu B, voi. Dacă mergi X ori X și A. A și B, mă, ca să fie cu mulțirea, să nu faci confuzia aceea. A și cu B. Vă văd acum. Eu vreau. Zi-mi. Profesor, eu m-am gândit să fac, să scriu B minus 15. Adică B minus 15. Nu, B plus 15 ori 2. B plus 15. Adică numărul de cărți, plus încă 15 cărți care au rămas.
Păi dar noi am zis numărul total de cărți, adică 75. IB. IB-ul. Prima parte a problemei, când spune acolo. Câte două cărți și câte două 15. Cărți și rămân 15. Hai, prima asta, cum traducem? A ori 2 plus 5. Am împărțit A. A. Deci n-ai... Atenție, Daria. Daria, Daria, uite, el tu zici, a împărțit la 2. El a zis A ori 2. Tu prin A ce ai zis? Numărul de ele, da? Adică un copil ori două cărți. Așa. Plus 15? Și plus 15? O relație era bună. Da. A, plus 15 egal cu? Egal cu cine? Egal cu B ori 4. De ce B? Egal cu B, punct. Atât? Egal cu B, de aici te-ai dus. Că 2 ori câți elevi sunt? 2 ori câți elevi sunt? 2 ori A. Și plus încă 15 fac toate cărțile, nu? Toate cărțile, corect. Ce simplu, da? Dar neavând educația pentru a respecta pe cel care a spus o idee, te-ai spus, poate l-a împărțit. Adică de ce ai spus l-a împărțit? Ca să nu fii de acord cu el, probabil. Dar nu asta. Tocmai eu te invit în continuare să ai calmul necesar pentru a face, să elaborăm raționamentul corect, sănătos. Deci zicem ce? A, prima relație. A, ori, adică numărul de elevi, ori câte două cărți, plus încă 15, egal cu B. Dar vreau și la a doua relație m-am gândit să scriu A, ori 4 plus 3, pentru că ori 4 păi, fiate, plus încă 3. Păi intră probleme bine, mă, când zici A ori 4, adică toți elevii ori 4? Nu. Păi nu. Asta spui. Deci nu toți elevii ori 4. Câți elevi din total? 7. Câți elevi primesc câte 4? 7 primesc câte 4. Hai mai vreau să văd, că am doi, vreau în Italia. Câți primesc câte 4? Toți elevii câte 4? Nu. 11 fără nimic. Și unul cu 3. Și unul cu 3. Adică, din totalul, trebuie să cădem pe 11. Dar domnul spuneau și aia 7. Care 7? Păi și aia 7. Adică nu scrie. Da. 10. Deci noi facem abstract, nu mai gândim pe partea asta. Deci o să facem... Deci acum ne gândim la partea a doua probleme, ca să formăm relația care să exprime adevărul situația cerea. Da, Daria? Cât? Nu știu, 18, nu știu. Nu știm, de unde știu? Nu știm, n-am făcut de seama. Deci, ce spunem? Câți primesc câte par? 7 elevi. Câți rămân din toți elevii? 11. Fără nimic? 11 și cu 1, că l-au luat doar 3. Deci 11 și cu 1. Deci din total... A minus 12. A minus 12 ori 4. A minus 12. A minus 12 ori 4. Plus... Plus cât? Plus cât? Plus 3. Plus 3 cărți, da. Egal cu cine? Egal cu B. Egal cu B, mă. A, după nu știu cum am scris eu, i-am scris A ori 4 plus 3 minus 11. A ori 4? Plus 3 minus 11. Nu, 11 merg cu piele. Vedeți ce să fac dacă tot insist și vreau să vă aduc acasă. Deci ca să avem numărul total de cărți, din totalul elevilor, scădem pe cei 11 care n-au nimic, scădem și pe ăla care are 3. Și atunci pe aceea, deci din A scădem pe 12 și mulțim cu 4 și la care mă adunăm și celelalte 3 cărți și ne dăm pe 1. Numărul cărților, corect. Și foarte tare erau relațiile astea. Și același B, același B, egalitatea se produce. Și acum, nu se vine să vorbim. În fine să fiu atent la fiecare ori lecție când noi o facem. Da, trebuie să fiu logică. Copiii nu că am dat-o la întâmplare și trebuie să fiu logică. Adică, băi, cât le dau?
aur 2 plus deci, 15 egal cu... Cărțile se află cum? Înmulțesc câte primește elevul cu câți elevi sunt. 4 cu câți elevi primesc 4. Nu? Deci de aceea din totalul elimine am scăzut pe 11 care nu primesc nimic, scad și pe ăla care primea 3, deci scad 12, când numai A minus 12 primesc câte 4. Da? Și acum mai adaug și pe cele 3 și fac de un total. Adică numărul de cărți. Aur 2 plus 15 ia. Egal cu... Dar ai închipuiți. Ce frumos ai fi lucrat algebra. Da. Deci nu aveau nicio... Nu aveau cum să atace deloc. Nu, 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 nicio formă dacă punea relațiile așa. Sigur că da. Aur 2 plus 15 egal cu B și A minus 12 ori 4 plus 3 egal cu B. Egalitate, că B-ul este același, echivalent cu... A ori 2 plus 15 este egal cu A minus 12 ori 4 plus 3. Este nu? B-ul din stânga, B-ul din dreapta. Echivalent. Davide. Davide. Dacă e mai plin, te mănânc. Și sus. Bun. Da, asta m-a speriat. Da, o nu trebuie să... Da, se sacă, nu e trebuie, du-te în camera asta. Da, echivalent cu... A ori 2 plus 15 egal, echivalent, deci A ori, sau 2A, A ori 2 sau 2A, da? 2A plus 15 este egal cu, a, Dania, trebuie să vorbești. Este egal cu A minus 12. Ori 4, sau 4 ori A minus 12. Da, 4 ori A minus 12. Adică câte într-o parte? Plus 3. Lucrăm. Lucrăm încă. Aplicăm distributivitatea. Bun, și cât e 4 pe lângă A minus 12? Asta distributivitatea. 3 ori A pe minus... Nu 3 ori A, dar vede... 4A. 4A. Așa. 4A plus... 12 ori 4. Deci 4A egal cu 4... 48. Ori A. 4 minus 48. 48. Așa, plus 3. Da? Echivalent cu... O, deci îmi sunt cunoscutele într-o parte da. Și o să fie Davide, te rog, aș vrea să vă spui în ce parte le duci... adunăm 2A sau scăd 4A? Cum se facem? Adunăm. Ce să adunăm? 4A. 4A la membrii? Nu, 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 scădem. Dar 2A scăzut 4A nu merge. Dar nu. Atunci scădem din ambii membri pe cel mai mic. Asta e tehnica. Da. Sau vrei să scrii egalitatea inversă? Nu, adică... Asta nu, egală nu, stânga? Da, așa vreau să scriu. Gata, facem așa, că egalitatea poate... mai simplu. De acord. Ori spun asta e egal cu asta, sau asta e egal cu asta, deci să scriu... Da, bine, te rog să spun. Vine 4A minus... 2... Minus 48 plus 3. Minus 48 plus 3. Facem calculul acolo, mă gândesc, nu? Egal. Nu știu dacă mă pot descurca. Nu mă pot descurca. Minus 48 plus 3. Egal cu 2A plus 15. 2A plus... Ce mi-e cunoscutele într-o parte și... Adică 2... Scădem 2A din ambii membri. Că ducem într-o aceeași parte, e mai greu de înțeles la clasa 4-a, dar... Scădem 2A din ambii membri. Da? Și să fie 2A. Scădem 2A și atunci e echivalent cu... Echivalent cu... 4 a scăzut 2A și vine 2A. Este egal cu 48 plus 3 plus 3. A, adunăm și un 48 deodată? Da. Tu știi chestia cu se schimbat? Asta e, da. Da, 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 e mecanica aceea pentru ei. Da? Trebuie să înțelegeți că este rezultatul a ceea ce spun eu. Faptul că adunăm 48 în ambii membri, parcă 48 s-a dus dincolo cu semnul da, schimbat, așa. Dar este pentru voi un plus. Nu mă pot exprima. Nu mă înțeleg ce lasă. De aceea spune adunăm în același lucru în ambii membri, scădem din ambii membri. Deci adunăm pe 48, da? Da.
Și atunci vine 2a egal cu 48, scădem un 3 din abinet, minus 3, plus, vine 5, plus 15, care era la acasă, acolo. 15 era? 15. Sunt sigur. Că 15 a rămas aici, în partea lui, la el acasă. Păi n-are cum să dea. De ce? Pentru că dacă dumneavoastră faceți 48 minus 3, care dă 45, și dacă am mai adunat 15, nu cam ar da. E, cum n-ar da? 60 împărțit la 2, ia ca ai numărul de elevi, 30, cum? Nu! Dar aici nu e să dea rezultatul, aici e ca tehnică. A, ca... da. Eu de acum am și uitat la ce trebuie. Eu nu știam că au chestii. Eu acum mă legam de ce înseamnă corectitudinea în lucru. Scuzați-mă. Deci echivalent cu 2 ani, 2 ori an, egal cu 60. 60. A egal cu 30. Și atunci rezultă A egal cu 30. Poți să fac cum a domnului să se aflu celălalt. Sigur că da. A, e foarte ușor. Ne ducem, să spun, că mă duc în prima relație. Așa. Și o să fac 30 ori 2. 30 ori 2. Plus 15, care este 75. Cu B, am egal cu B. Rezultă B egal cu 75 și terminat proiect. Cum vi s-a părut mai ușor? Algebric. Algebric. Stai, dacă stai. Nu înțelegeai unii făceai tu. Prima relație, da. Da. A fost ușoară, dar la a doua relație nu ai făcut-o. Deci, dar nici pe prima, Cristina, că nu scrieți egal cu B. Da. 2 a plus 5, nu scrieți egal cu B. 2 ori a plus 5. 15, dar nu că e B. Exact. Că, nu, nici mereu bună. mereu spun, să vedem cum obținem, ce vrem să traducem. Spusele în cuvinte ale autorului, nu? Prima parte, cum o traducem într-o relație. Da? Și până în relația a doua. Deci calculul algebric a fost mai ușor, dar formularea acestor două relații și până calul și lucrul după aceea. Eu vreau să spun că mai ușor mi s-a părut partea asta, figurativă. Că e pe sufletul meu, e pe înțelesul meu, cum anume, că rămân ăștia. Ăștia le aveau câte două, le iau alea două și așa e 11, exact pe 11 completează. Exact, așa deci, zice și în barem, vedeți la nivelul lor. Sigur că da. Partea algebrică se ridică mult mai sus. Sigur. Și n-ați pus ei la minus 12 ori 4 plus 3 niciodată. Sigur că da, sigur că da. Presupune un raționament de finețe foarte... Așa, da. Sigur, da, da. Trebuie să o înveți pe asta ca să... Dar nu trebuie să o înveți, că nu există nu, modele, Davide. Da, trebuie. Nu trebuie să o înveți, după desen, după logic, după raționament, să pleci logic în rezolvare. E asta îmi trebuie asta spus cu, și Darie. Am mai spus că cu garoafe, cu bomboane, s-au făcut, m-a făcut probleme de șezea asta, nu mă așteptam să o greșiți. Deci eu nu mă așteptam, credeți-mă, că am făcut așa ceva. Este dovada clară că la lecție, în loc să fiți în priză, să fiți așa, să vedeți fiecare lucru pe care îl discutăm aici, să vă intre la suflet, să rămân definitiv. Că este o șansă imensă. Cum? Copiii aceștia care sunt și învață după noi au șanse mai mari decât voi care sunteți în priză cu mine? Nu se poate. Ei nu au decât varianta profană de pe internet. E acolo prin lecția. Da? Ne întoarcem și vedem problema a doua. Da. Deci, am făcut așa probleme. De ce îmi spun, nu aveați voie să, decât să zâmbiți în fața unei astea probleme. Da, am făcut de asta. Vreau acasă să faceți cu, imaginați-vă voi, cu bănci, cu copii, cu nu știu ce, câte doi, câte trei, garoafe, cu vaze, cu... Am făcut asta, ce să spun? Dar știu, da, da. Nu, dar am făcut, am lucrat așa, probleme am lucrat, deci mai puțin asta ultima, pentru că n-am făcut analiză așa, pe... Să vedem ce este și acolo, dar... Dar n-am făcut niciodată, analiză așa pe problemă, n-am făcut niciodată. Bine. Dar o să ziceți dumneavoastră, că eu, acum nu știu mai trebuie... Băi, domnul profesor, să vă arăt cum a scris. Alexandru și George joacă un joc, asta am făcut. A doua, nu? Problema a doua. Da, problema a doua. Ia să deci, Alexandru și George joacă un joc. Da. Chiar și probleme din astea am făcut. Dar nu... Bun, haideți să vă zic. George se gândește la un număr natural.
apoi scrie pe tablă toate numerele de la 0 până la acel număr la care s-a gândit. Și le dă și un exemplu. Dacă George s-a gândit la numărul 6, se scriu pe tablă numerele de la 0 la 6. Bun. Acum, o mutare constă în ștergerea oricăror două numere de pe tablă și scrierea în loc a diferenței celor două numere. Noi am făcut așa cu adunare, parcă. Așa. Ștergeam două, ne-am și jucat. Ștergeam două, scriam suma lor, deci da, da, asta da, mie da, mi da, s-a da, părut da. Foarte ușoară, doar modul de rezolvare, cum vor ei să rezolvăm, m-a intrigat. În rest, nu am nicio problemă. Deci, o mutare constă în ștergerea oricăror două numere de pe tablă și scrierea în loc a diferenței celor două numere. Alexandru trebuie să facă mai multe mutări până când pe tablă rămâne un singur număr. El este declarat câștigător dacă în final rămâne pe tablă numărul 1. Deci doi copii se joacă, pe tablă sunt scrise niște numere și dacă rămâne numărul 1 pe tablă, Alexandru este declarat câștigător. Pentru 5 puncte, A, foarte ușor a fost, dacă pe tablă... Hai să încercăm să pătrunim și noi, să vedem acum, cum... Acum, să vă zic ce trebuia să facem. Dacă pe tablă sunt scrise numele de la 0 la 5... Da, deci de la 0 la 5... Să le scriem pe toate, domnul. 0, 1, 2, 3, 4, 5... Da, să arătăm că Alexandru poate câștiga joc. Deci să arătăm că rămâne 1, practic, nu? Așa înțeleg. Eu că Alexandru e câștigător, da, dar dacă rămâne 1. Dar mai citești o dată, că mai citesc. O mutare, un pic. Deci. O mutare. Deci, Alexandru și George joacă următorul joc. Cei doi copii. Da. Da. Eu și cu David, pentru că mă... Da, exact așa zici. Da, da, da. George se gândește la un număr natural și apoi scrie pe tablă, corect, domnul profesor, toate numele de la 0 la acel număr. Da. Suntem că v-ați gândit la 5, domnul profesor, așa, și l-ați recuperat. Așa, da. O mutare constă în ștergerea oricăror două numere de pe tablă și scrierea în loc a diferenței celor două numere. Alexandru sau Davide trebuie să facă mai multe mutări pentru până când pe tablă rămâne un singur număr. Davide este declarat câștigător dacă în final rămâne pe tablă numărul 1. Asta sunt altele probleme. Da. Corect. Da. Da. Și acum la A, pentru 5 puncte, da, să arătăm că Davide, dacă pe tablă sunt scrise numele de la 0 la 5, arată că Davide poate câștiga joc. Deci asta poate să ajungă la numărul 1. Numărul 1. Și joacă-te. Nu mă joc. Te rog. Eu aș tăia 3 și 5 ori și mi-a rămâne 2. Deci 3 și 5, da, și pui 2, că e diferența lor, da? Și după aia, ca să fie mai ușor, fac 2 cu 4 și să rămână 2. 2 cu 4 ăsta, da? Da. 2 cu 4. Și rămâne. Și rămâne 2. Da, tăiați-le, domnul profesor, ca să știți să le-ați tăiat. Da. Da. Și mai apoi mai fac încă o dată 2 cu 2. Și faci 0. Da. Deci 2 cu 2. Faci 0. Da. Adică 0 ăsta. Da. 0 ăsta sau 0? Un 0. Încă un 0. Așa mă gândit eu. Și pe aia am făcut 0, tăiat cu 0. Care mi-a dat doar un 0. 0 tăiat cu 0? Da, 0. Și pe aia am făcut 0 tăiat cu 1, care mi-a dat 1. Merge. Și da, domnul profesor mi-a explicat. Noi uităm câte două numere și constatăm că sunt în total 6 numere. Tăiem pe rând și eu apoi observăm că orice am face rămâne în cifra 1. Nu chiar. Nu chiar, nu nega și 3. Și 2. Da, cum? Nu rămâne. Nu, nu e obligatoriu să rămână 1. Noi aici ne spune mai să găsim o... Să arătăm că Alexandru e câștigător. Dar are șanse, unu, adică printre căutând el, da, prin, da, variantele care le face, da, se duce spre aceea în care poate să rămână și 1. Și așa trebuia să spunem, trebuie să fie o variantă. Care... Aceea care poate să conducă la 1. Da. 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 Și aici, da, pe variantă, să nu zicea, rezultă. Îl taie pe 1 și pe... arată doar că îl taie. Da, rămâne, da, diferența dintre ele și restul. După aceea se duce ea pe săgeată, le taie pe altele două, rămâne diferența dintre ele, așa, și restul. Și e simplu. Și le dă 5 puncte pentru asta. Păi dați așa, domnul profesor. Da, da. La B acum. Da, da. Deci i-am încălzit acum cu jocul ăsta, da, ca să... Da. Deci ei s-au încălzit. Și acum urmează B-ul. Dacă pe tablă sunt scrise numerele de la 0 la 8... La 0 la 8. Deci se le scrie și noi. Da. 0, 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da. Arată că Alexandru
nu poate câștiga jocul, indiferent de mutările pe care le face. Păi pot să vă arăt cum nu poate câștiga jocul acest băiețel. Deci, în condițiile astea... Aici ne spune că, nu că niciodată nu va conștiința. Adică nu se dă mai o variantă. Nu, indiferent. Arată că Alexandru nu poate câștiga jocul indiferent de mutările pe care le face. Deci aici trebuie să arăți că e indiferent, nu că dăm variante de ne jucăm. Că te joci odată și așa zici nu merge. Mai joc odată altfel așa și nu merge. Să deci nu asta este rezolvarea. Corect. Încercând eu să găsesc într-o variantă sau alta, sau șapte, sau nouă variante, că nu ajung... A, deci nu scriu pe toate. Nu? Păi dar pe toate sunt știi, le poți ști care sunt toate asta variantele? Asta e. Poți combin numerele. Deci, ca să spun că pe toate variantele le voi face, îmi consumă foarte mult și nu știu dacă le epuizez pe toate. Trebuie să mă gândesc la altceva. O soluție, alta. Că vezi aici, zice asta. De ce ți-a păcut? Arată că Alexandru nu poate câștiga jocul indiferent de mutările pe care le face. Încerci o dată, de două ori, de trei ori, de joci, dar nu demonstrezi cu asta. Că nu poate câștiga jocul. Sigur. Trebuie găsit altă... Nu. Deci cu numerele astea. Deci trebuie să dea unul. Tu trebuie să demonstrezi de ce niciodată nu dă unul. Da, pentru că sunt numere impare. Sunt 9 numere impare. Și oricât ai tăiat-o. Da, dar ți-am zis, asta e după ce știi de pe barem. Dar nu știam de barem. Păi și sus sunt numere impare, David. Acolo spare că e 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da, dar mai e și 1, 3 și 5. Nu, nu are treabă, nu. În total sunt numere impare. Nu, așa n-ar uitați cum cere țara. Dacă vreți să văd. Să vedem, nu. Vreau să văd dacă noi la... Uh-huh. Acum pornim în problemă. Deci ce aș... Dalia, tu nu, continuați nu? Nu ne-a făcut nimic, Dalia. Te-am zis, nimic. Deci, eu aș fi fost în momentul ăsta îmbrac foarte repede haina voastră. Corect. Deci ce fac eu? Este să cobor repede la nivelul la care te afli tu în fața lucrării. Deci cu 5 ai reușit. Exact. Aș încerca și cu 3 să văd dacă reușesc. Până la 3? Da. Atenție, zice domnul profesor. Deci, faptul că am reușit cu 5, încerc și până la 3 să văd reușesc să ajung la 1. Corect. Așadar, iau numerele. 0, 1, 2 și 3. Și să văd dacă acum ajung la 1. Dacă voi găsiți... Nu. Nu se poate? Nu. De ce? De ce? Dovediți că nu găsiți. Eu vă spun, dar nu e ideea mea, ideea pare. E dacă mai știe rezolvarea. Nu, dar la 3 aici. Dar nu se poate. Pentru că, domn profesor, hai să vedem. Poți să tai 1 cu 3 care mi-ar da 2 da. Și dacă aș face 2 minus 2 mi-ar da 0. Dacă aș face 2 cu 1 mi-ar da 1. Un pic să terminăm cu ideea lui Davide. Deci, acolo mi-ar 3, da 2. 2 minus 2 minus 2. 0, nu e bun. Dar dacă tăiem altfel, domn profesor. Dacă tăiem 2 cu 1, mi-a scris. 2, 0, 1, 2, 3. Ia, ca cine ai ideea cu Dalia? Cu 2 pe 2 și 1. Pe 2 și 1. 2 cu 1 și o să-mi dea 1 da? Și o să rămână și cu 3. Da. Și o să-mi dea 2. 2. Da. Nu-i bun. Nu-i și 2 cu 0 dă 2. Nu s-a dat nici. Eu aș tăia pe 1 cu 0 întâi. Deci 1 cu 0, 1, 2 tot și 3. Da. Da, 1 cu 0 dă 1. 1 cu 0 face 1. Da. 2 cu 1 face tot 1. Tot m-am dus. Și 1 cu 2 face 2. Să tăiem pe 3 cu 2, că n-a tăiat nimeni. 3 cu 2. Facem și varianta asta. Deci 0, 1, 2, 3. Hai să vedem. 2 cu 3. Așa, 1. 1 cu 0. 1 cu 0, 1. 1 și 1 cu 1, 0. Da? Și 1 cu 1, 0. Nu ne-a dat 1. Deci nu ne-a dat 1. Și am cam epuizat toate variantele. Cam le-am luat, zic, pe toate, nu? Sunt aici... 4 numere. Sunt 4 și noi le luăm în câte 2,
Și cred că în tot ce am discutat am prins toate variantele. Observăm că aici n-am mers. Dincolo am mers. Aici sunt câte 2, 4, 6 numere, da? Da. S-a terminat aici cu număr impar. Poftim? Se termină cu număr impar. Număr impar. Aici 2, 4 și iar se termină cu număr impar. Și aici n-am mers. Și n-am mers. Deci aici am mers, dincoace n-am mers. Este interesant, încep să fac aici niște legături care să mă ducă, dacă aș fi fost numai 0-1. Deci, dacă aș fi fost așa 0-1. S-ar putea, urmă. Da? 0-1. Merge excelent. Merge foarte bine. Da. Aici, da. Da. La 0-1-2-3, nu. La 0, 1, 2, 3, 4, 5. Da, da. La 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da, nu. Probabil că nu. Probabil, după, nu știu. Probabil că nu. Da. Da, probabil că nu. Nu, nu merge. Ei, dar nu știu. Da, probabil că nu. Dar e probabil atât. E probabil, doar atât. O să discutăm, să încercăm să vedem o legătură. Cu siguranță nu. Da? Acum, dacă ar fi fost 0, 1 și 2... Da. Nu. 0, 1 și 2? Da, ba, da. 0 și 1 și 2? Ba, da. Merge, da? Deci 0, 1 și 2 merge sigur? Da, merge. Da. Dar 0, 1, 2, 3, 4? Nu. Noi credem că nu. Noi credem că nu. Credem că nu. Credem că nu. Și 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, da. Da, merge. Iar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Nu merge. Vine cu nu. Ar veni cu nu. Dar asta e doar o presupunere. Dar este doar o observație. Da. Oare de ce? Deci este o observație pe care vreau eu să o leg. Corect. Ia fiți atent la domn profesor ce vă învață. Deci în clipa asta, ne reușim să atac Egeșițul în totalitate, direct pe el cu numărul 8, n-am o idee. Probabil că o idee foarte trăsnită există aici. Dar nu am eu. Acum, v-am spus mai devreme, eu repede mă duc la nivelul la care vă aflați voi. Deja? Da, dar amintesc cu discuția. Da. Da. Ei bine, ceea ce observăm aici este alternanța asta. Da, nu, da, nu. Da? Da, nu, da, nu. Da, nu, da, nu. A, crește cu un... Nu. Deci, da, nu, da, nu, este o primă observație pe care eu o fac. M-am și prins. Care... Domn profesor, păi dacă 1, 2, dacă crești cu 2, dacă crești cu 2 e nu, dacă crești cu 1 e da. Pe cine crești cu 2? Dacă se spune că mă duc la 0, 1, 2 și crești cu 2 e nu. Dacă crești cu 1 e nu. 0, 1 e da, 0, 1, 2, 3 e nu. Da, pentru că eu crești cu 2. Cu 2 numere zici tu. Da, cu 2 numere. Așa. Da. Eu m-am gândit la 0, 1, 2, mă duc cu 2 numeri și e nu. Dacă mă mai duc cu un, doar cu un număr... Nu, cu 2 iar. Cu 2, a, n-am văzut 6, nu? Dacă mă duc cu 2, da. Păi... Ce da? Nu, ideea ta, dar hai să se leagă cu asta de ce am făcut. Noi avem vreo... Da? Se leagă? Da! Păi aici este momentul. Păi, atunci când avem în numerele noastre un număr impar de numere impare, atunci merge. Păi. Dar atunci când avem în relația noastră un număr par de numere impare, nu merge. De ce? Pentru că diferența două numere impare... Pentru că diferența două numere impare e par. Și atunci am... E un număr par. Păi, dar nu am priceput. Asta este esențial. Când sunt
Și unde găsesc numeri, numai că sunt impare. Dar ia uite, David, la da, 0-1, 1 e număr impar. E un singur număr impar. Da, dar sunt două numere. Bun, dar uite, nu contează câte numere sunt. Câte numere impare sunt? Impare sunt, pe ele, ele fac jocul. Ca număr de numere impare. Numerele impare fac jocul. Uite că la da, iară. 1, 3, 5. 3 numere impare. 3 numere impare, 3 numere pare. Nu contează pare, iubitule, numai parele, imparele se iau. Imparele, că diferența a două numere impare este un număr par. Așa. Și la scădere ăla par și cu celelalte care sunt, se anulează. Tot par și niciodată nu se dea un. Sigur că da. Da. Asta e. Da, dar asta am vrut să spun, coborâm aici jocul ăsta. Cred că aici a fost esențial. Nu știu dacă m-ați vrut să sesizați momentul frumos al ieșirii. Deci, după ce autorul m-a dus până la 5 și s-a mers, n-am sesizat chestia cu numărul impar. Și nu-mi cere analiză, dar pentru că nici nu-i cere imparem asta. Am merge cum am jucat noi, e corect, așa, că merge. Că merge. Da. Și ce eu imediat am acum coborât, Davide. Am coborât să iau de jos în sus. De multe ori v-am spus, plec de la un număr de încercări mai mic să observ ce fac. Nu observam nimic, ce vreți să fac. Exact. Facem încercări, ne jucăm noi. Deci, cu numerele, cu cele 5 de acolo, am zis, hai să zic, cu 0-1, cu 0-1-2-3, cu 0-1-2-3-4-5, adică să se termine în 1, 3, 5... Să văd, observ ceva. Cine face jocul? Corect. Impare. Da? Da, dar asta știi, Xavier, nu există un model. Când te duci undeva și, băi, am mai făcut asta și... La matematică nu puteam să zic. Exact, asta e. Altceva. V-am mai spus la națională, niciodată un profesor nu se așează în locurile. Eu acum am înțeles, am trecut prin asta și am înțeles, pentru că uitați pe barem, domn profesor, că nu mai au timp să scrie la 7-a, uitați pe barem la punctul B ce trebuie să scrie. Se observă că avem 4 numere fără soț. 1, 3, 5, 7. Pentru asta primeam un punct. Trebuia să scrie asta. Da, da. Se observe că sunt 4 numere fără soț. După aceea, dacă la prima mutare se aleg 2 numere cu soț, atunci numărul de numere fără soț rămâne 4. Mai primeau un punct pentru asta. Dacă îl spuneau, dacă nu spuneau asta, nu primeau punct. Chiar dacă făceau... Da? După aceea, dacă alegem un număr fără soț și unul cu soț, atunci numărul de numere fără soț rămâne tot 4. Da. Iar mai primeam un punct pentru asta. Da, după da. Aceea, dacă alegem două numere fără soț, așa. După ce am zis, da. Atunci rămân doar două numere fără soț. Mai primeam un punct pentru asta. Câți copii credeți că au făcut analiză din asta pe... De-aia nu s-a primit punctaj maxim. Un singur copil a primit 45 de puncte. Da. În condițiile în care v-am spus că a fost. Da. Da, da, da. Da? Și după aceea, prin urmare, deci după ce fac analiza asta, sigur. Și-o și scriu. Da. Așa. Prin urmare, la fiecare mutare, numărul de numere fără soț rămâne la fel sau scade cu 2. Dacă scriau asta, mai primeau 3 puncte. Deci, prin urmare, numărul de numere fără soț rămâne la fel sau scade cu 2. Primeau 3 puncte pentru asta. Îmi spuneți mie, domn profesor, că un copil a știut să scrie asta de clasa 4-a? Domn profesor, problema. Deci aici... Era. Hai să spun un lucru. A mea n-a făcut nimic, eu am recunoscut. Da. Asta este problemă pusă special pentru cei care trebuie să o știe. Da. O știu de înainte. Exact. Asta am vrut să vă spun. Păi da, asta sunt practic, asta trei e țara asta. Deci, prin urmare, la fiecare mutare, numărul de numere fără deci, soț... Observațiile acestea, direct crude a unui copil, sunt aproape imposibile. Da? Aproape imposibile. Dar cei 7-10 copii care știu problema asta sunt inteligenți. Corect. Și finalul, plecând de la 4 numere impare, rezolvarea de fapt, oricât de mutări se fac, nu se poate ajunge la un singur număr fără soț. 3 puncte. Deci poate că cineva scrie asta, pentru că sunt 4 numere impare, oricât de mutări se fac, niciodată nu. Poate scrie, dar primea 3 puncte, dar restul până la 10 puncte, 7 puncte le pierdeam. Sigur. Eu am înțeles că jocul trebuia să se facă... Da. Da. Dacă... Eu n-am nicio frustrare pentru copilul meu, n-a făcut nimic, adică n-am nicio frustrare. Nu pot să zic că, vai, îmi vinuiesc, m-a luat din cauză, că... Nu, Doamne, departe de mine. A mea n-a făcut nimic, a blocat. Discutând de subiect,
Da. Ca niște oameni care, ca oameni maturi. Subiectul este așezat pentru selecția dirijată. Exact. Da? Pentru selecția dirijată. Exact. Și... și de aceea... Da. Și de aceea, adică, eu, cum să zic, într-un fel, domn profesor, am ajuns la concluzia după câteva zile de șoc la mine, da, că de azi mi-am revenit. Da. Am ajuns la concluzia că mă bucur că nu a intrat, pentru că dacă intra într-o clasă în care majoritatea au fost intrați pe alte criterii, atunci am mulțumesc că aia nu e o clasă performantă. Nu este o clasă. Înseamnă că, doamne, doamne, așa a vrut, să fie a mea blank, să nu-mi vadă nimic, să nu știe nimic, să ia 4 puncte din 45, adică la primul exercițiu, că a fost un exercițiu de 5 puncte, la care ea n-a scris o linie, că a dat rezultatul, 5, și înseamnă că, doamne, doamne, așa a vrut. Da, vezi, vezi că duse lucruri în extrema cealaltă, fac ca... ce trebuie să fie o clasă foarte bună, poți fi una modestă. Da, deci eu am exact, asta o să se întâmple. Asta eu am tras concluzia că pe 5-8 ei vor avea niște clase slabe, iar pe 9-12 acolo e puțin fac cu intră altfel, de alte criterii. Da. Știi, Cristina, asta după ce copiii se înscriu în funcție de notele pe care le-au luat, deci marea majoritate se înscriu în funcție de notele pe care le-au luat examen. Cristina. Cristina și cu Mihaela. Când se va ajuta, ajungi la notarea unică care am susținut-o eu. Eu sunt de acord cu mine. Aceea va fi adevărată. Da, notarea da. Unică, profesorul care dă mai mult sau mai puțin este sancționat la salariu, atunci lucrurile sunt liniștesc. Știți cum, domnul profesor, prefer dintr-o clasă de 90, un pic, da, 90% să fie 90% intrat pe bune și doar un 10% pe alte criterii. Deci tu n-ai și... chestia aceea, da, pentru că asta e practica în România, domnule. Da. De ce să nu spunem cinstit? Știți că eu am fost întotdeauna cinstit. Da. De ce poate să-mi facă cineva mai mult decât să mă închidă pentru asta? Da. Din păcate, din păcate, drama... Să știi că peste tot subiectivismul este la el acasă, peste tot, dar depinde de proporția în care subiectivismul exact se manifestă. Adică ori un 10% a admis. Cel mai tare examen este acela în care numărul pililor depășește numărul locurilor. Exact. Asta e. Deci aici e... Și atunci mă bucur că fata mea a fost blanc. Când numărul pililor depășește numărul locurilor este dramatic atunci. Atunci bătaie mare. Exact. Da. Da. Să zicem... La revedere! Plăcută!